Se face atâta mobilă și am zis că da, încerc. Și l-am rugat să-mi facă niște semifabricate din fac, că nu aveam utilaje. Și omul a zis, da, bine, dacă vrei să fac. N-am făcut niciodată în viața mea, de când suntem în secția asta. Dar îți fac calculații și dacă îți convine, eu. Acum, dacă cineva ar vrea să se apuce de mobilă, fără să fi fost pe aici, pe la noi, în zbaterea asta care a existat la APMR și la care am participat, cred că s-ar apuca, crezând ca și mine, dom'le, există lemn în România. Avem acces la lemn în România. Fac o firmă, iau un proiect pe fonduri europene, îl ia. Și după ce îl ia, foc 300%. Sau altfel. Se duc și astea. Că duc. Eu sunt în legătură, ca și noi toți, de fapt, dar și eu sunt în legătură cu oameni care vând sau montează sau întrețin utilaje prin industria lemnului. Și în anul trecut a fost un an foarte bun pentru ei, tocmai pentru că au fost aceste proiecte, oamenii au luat utilaje mai mari, mai mici, mai complicate, mai ieftine, mai scumpe, ca să folosească lemnul. Dacă ei nu vor mai reuși să-l folosească, înseamnă că închid. Și am să mai vă spun ceva. Am afirmat într-una dintre ședințele noastre la APMR în care s-a discutat ce să mai... A devenit o obișnuință discuția asta de înainte de a se iniția noul Consiliu. Și am zis la un moment dat eu așa că RomSilva nu e o societate comercială. Am fost contrazis. Da, acum reformulez. Nu se comportă ca o societate comercială. Dacă o societate comercială ajunge în situația că nu vine lumea să liciteze, înseamnă că el nu mai are obiectul muncii, nici el. Trebuie să facă ceva ca să vină oameni și să liciteze. Și pe urmă, dacă se adună clienții unei firme, cum ne-am adunat noi azi, cu o problemă, vine și dacă nu e chemat. Se știe despre ce. Dacă era o societate comercială cu interes comercial obișnuit. Dar nu este. Pentru că folosește această resursă care este, de fapt, o avuție națională, lemnul. Și face ce face și noi ne adunăm de un an de zile și vorbim degeaba. Dacă nu ne-a băgat nimeni în seamă nici astăzi, eu am vrut să stau pe acolo, că am zis că aici nu am loc. Și chiar aș fi vrut să n-am loc aici, că nu sunt o persoană publică, importantă sau publică, nu. Chiar n-am vrut să vorbesc, i-am spus, doamne președinte, că nu. Dar suntem tot între noi. Da. Domnul Riza, noi, după cum cunoașteți, i-am invitat și am insistat. A, bă, nu, vorbeam despre asta. Mă referam la modalitatea de a se comporta o societate comercială, pentru că noi toți, noi toți vorbim și cred că toți de aici știm ce înseamnă clienți. Orientare spre client. Satisfacție. Clientul, stăpânul nostru, să-i oferim ce nu se așteaptă el, dacă putem. Nu? Dacă... Cam așa spun aia care au făcut marketing și management înaintea noastră. Dacă ei nu au venit măcar să ne vadă... Poate provoacă masă-mente acum, la o masă rotundă. Păi, da, domnule, dar stați puțin, dar... Păi, și treabă eu, dacă, eu n-au zis dacă la mine nu-mi iese ceva, ce chem presa? Mă duc acolo la client, mă duc la clientul meu și zic, frate, ce facem ca să plecăm de acolo? Sau, dacă acum vreau să fac o construcție și constructorul vine la mine, eu mă duc la el, ne înțelegem să facem ceva. Dacă îi spun că nu merge ceva, el e receptiv. Ați credeți că RomSilva e de capul lor? Păi nu, nu. Și nu, dar vă întrebări noastră. Ați sunat ce constată. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim domnul director Man, care... Riza, scuze, se sizează foarte de bun simț și logic. Unde este RomSilva? Aici sunt partenerii dumnealor de afaceri. RomSilva și Ministerul vorbesc de un boicot al firmelor din industrie. Adică 5.000 de agenți economici din țara asta, deci 5.000, s-au înțeles între ei ca să boicoteze pe unul. Sesizați absurdul situației. Cum pot 5.000, când sunt 300 de oameni într-o sală care vor să cumpere, că nu au cedat de lucru, n-au resursă pentru
fabricile lor și pentru producție, care sunt agenți economici privați, cum pot 300 de oameni într-o sală, 5.000 de oameni în toată țara să-și boicoteze singur propria activitate. Suntem într-un absurd total. Mai avem în sală reprezentanți ai agenților economici. O invit pe doamna Chivulescu Sfâcă de la Ronex. Director general Ronex.